În data de 13 martie a avut loc la Târgu Mureș campionatul național de ergometru individual și echipe. CSM Călăraș a participat la această competiție cu 19 sportivi și a obținut 4 medalii de aur, 3 medalii de argint și 2 locuri 4. Doi sportivi din cadrul clubului au suferit accidentări în timpul competiției. Astfel, medaliile de aur au fost obținute de următorii sportivi. Gabriela Paraschivi, locul întâi la seniori, Alin Buzdugan, locul întâi la juniori, categorie ușoară, Maria Guzran, locul întâi la seniori, categoria ușoară, și Ana Maria Matran, locul 1 la juniori. Medaliile de argint au fost obținute de sportivii Elena Buzdugan, locul 2 la senior categorie ușoară, Mihaela Popa, locul 2 la categorie ușoară și Aurelian Știucă, locul 2 la categoria master. La campionatul național de ergometru a participat și Costinel Ștefan Mugea la categoria paralimpici, clasându-se pe locul 1. În acest moment, sportivii călărășeni se pregătesc pentru Cupa Mondială de Calificare la Jocurile Olimpice, ce va avea loc în luna mai în Elveția. Precizăm că CSM Călăraș are deja 2 sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo și anume Alexandru Chioseaua și Adriana Ilincăi, aceștia aflându-se în momentul de față în Italia pentru pregătirea la Olimpiadă.